După o pauză îndelungată, spectatorii buzoieni se vor putea bucura din nou de un regal de teatru. Practic, stagiunea Teatrului de Proiecte George Ciprian va debuta cu a doua ediție a Săptămânii Teatrului Tânăr, un mini-festival realizat în colaborare cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București. Anul acesta deschidem stagiunea la Buzău cu această Săptămână a Teatrului Tânăr, pe care am inițiat-o anul trecut și care s-a bucurat de un mare succes la public. Sperăm ca și anul acesta publicul să vină, având în vedere că vor fi prezentate și comedii și nu cred că vor fi dezamăgiți, mai ales că începe cu un spectacol prezentat de Teatrul Notara și va continua cu spectacole de comedie de la universitate. Studenții de la UNEATC vor prezenta cele mai bune spectacole realizate pentru examenele de master și pentru licență. Săptămâna Teatrului Tânăr va fi deschisă pe 26 noiembrie cu un succes al Teatrului Notara, comedie de modă veche, și va continua cu comedia muzicală Câinele Grădinarului, comedia bulevardieră Cine este fazanul și apoi cu Visul unei nopți de vară a lui Shakespeare. Din păcate, reprezentațiile vor avea loc tot în sala mare a Consiliului Județean, pentru că votul aleșilor județeni pentru inaugurarea sediului reabilitat al Teatrului Buzoian a fost negativ. Anul acesta, a doua ediție, am sperat că o facem la noi la teatru, dar din nefericire nu se poate, astfel că nu ne-am lăsat și am organizat-o tot pe la sala Consiliului Județean Buzău. Sala teatrului ar fi fost pregătită pentru acest festival? Se putea ține acolo? Din punct de vedere tehnic, da. Era pregătită, numai că trebuia făcute și obținute autorizațiile, pentru că fără aceste autorizații și avize sanitare nu puteam desfășura evenimente. Ne puteam muta, dar fără să desfășurăm evenimente. Săptămâna Teatrului Tânăr se va desfășura între 26 și 30 noiembrie. Spectacolele vor avea loc la ora 19, iar biletele vor costa câte 30 de lei pentru piesele de deschidere și de închidere a mini-festivalului, iar pentru celelalte prețul va fi de 20 de lei. Elevii vor plăti 10 lei, iar un abonament pentru toate reprezentațiile va fi foarte economic și va costa 60 de lei.